Până în data de 26 noiembrie se desfășoară proba interviului din cadrul concursului de ocupare de funcții de conducere în unitățile de învățământ din județul Hunedoara. Sunt disponibile 108 posturi și 118 candidați care au depus 185 de cereri de ocupare a acestor funcții. Candidații trebuie să aibă și un plan de management pentru școala la care au aplicat, iar numărul de opțiuni pentru ocuparea unui post de conducere nu este limitat. Există însă candidați pentru care dorința de a fi director de școală este una extremă. Recordul este deținut de un dascăl din zona Hunedoarei care a depus 14 opțiuni pentru 8 școli, trebuind să aibă și tot atâtea planuri de management, iar reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean așteaptă cu interes prezentarea acestora. Cazuri similare se mai întâlnesc și în Valea Jiului, dar și în zona Orăștiei. Ca o picanterie, că tot e bine să informăm publicul și despre acest lucru, avem colegi care și-au depus mult mai multe opțiuni. De exemplu, avem un coleg în zona Hunedoara care și-a depus 14 opțiuni pentru 8 școli. Avem în zona Văii Jiului un coleg care și-a depus 11 opțiuni pentru 6 școli sau în zona Orăștie, coleg care și-a depus 8 opțiuni pentru 5 școli. Suntem și noi foarte interesați și așteptăm cu nerăbdare să vedem acești colegi. De exemplu, colegul care și-a depus 14 opțiuni înseamnă că are 14 strategii de dezvoltare pentru unitățile respective. Rezultatele finale pentru ocuparea funcțiilor de conducere în școli se vor afișa în data de 17 decembrie, iar noii directori își vor începe mandatul de 4 ani la startul semestrului al doilea. În cazul în care vor rămâne posturi de conducere vacante în școlile din județul Hunedoara, acestea vor fi ocupate ca și până acum prin detașare.